Informația aparține Institutului Național de Statistică. Se pare că cele mai mari valori au fost înregistrate în extracția petrolului și gaze naturale, bănci și transportul aerian. La polul opus sunt hotelurile și restaurantele. Creșterile salariale din luna iulie au venit odată cu majorarea salariului minim pe economie, acordarea primelor de vacanță și realizarea de producții și încasări mai mari. În administrația publică, câștigul salarial mediu net a crescut ușor în luna iulie față de iunie, cu 1,3%, ca urmare a plății în avans a concediilor de odihnă. În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi în sănătate, asistență socială și învățământ. Cel mai bine le-a mers în această perioadă angajaților din următoarele domenii: extracția petrolului și a gazelor, bănci, transporturi aeriene, extracția și prelucrarea țițeiului, servicii IT, servicii anexe extracției, activități de asigurare, reasigurare și ale fondurilor de pensii, telecomunicație, energie electrică și termică.